ole ole, ole ola, am bătut Elveția și ne-am calificat și la vară mergem pe Germania. Ce ne pasă, suntem cei mai buni din grupă și printre cei mai buni din Europa. La fotbal, la politică și la agricultură. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. O vreme mai blândă astăzi la început de weekend, nu-i așa? Că weekendul trecut urgia albă, sopogără noi troiene, viscole, doamne ferește, cozi, cozi kilometrice l-a schimbat cauciucurile. Ca așa e românul, stă până în ultima clipă cu cauciucurile de vară. De deci, ce? Să rămână acolo între zimțurile cauciucului nisipul verii, și să miroși așa anotimpul cel frumos al vacanțelor. Și și când vine iarna, te ia pe surprindere, nu e așa? Toată lumea și-a schimbat cauciucurile, mai puțin Cristi Borcea. De deci, ce? Știm că el nu folosește cauciuc, el merge pe natural ce mai știți de președintele nostru, nu l-au reținut cumva în Africa, acolo, printre lei, printre bizon, printre... Văzut niște imagini la un liceu de fete din Kenya, au ieșit fetele afară și au început un dans de aia la waka waka o dansat doamna Carmen, o dansat, el n-a dansat, nu intră în horă cu oricine, numai cu PSD-ul. Liceul de fete și fac școală pe bază de dans. E ca și cum s-au ajuns cu matematica la început. Era foarte grea matematica. Erau probleme care spuneau mintea la contribuție. Acum azi, școlile de timp nou. Ok, nu știm tabla mulțirii, dar să cântăm și să dansăm despre numere. Dacă intra acolo în liceul de fete, Iohannis le explica legea lui om dacă e omul e om cu mine și eu om cu el. Că așa a fost și Ciolacu, așa a fost și Dragnea și până la urmă el a rămas. Domnule, politica se face cu colții. Uitați-vă, că președintei Maia Sandu l-a mușcat pe președintele austriac de mână. Codruț. Un cățel atât de mândru după vorbă, după port. Așa trebuie făcută politică. Avem probleme cu Schengen-ul. Chema cancelarul din Austria și pus să punem potăile pe el. Potăile din Parlament, bineînțeles. O cafea bună primită pe buymeacoffee.com slash de la Matei din Italia, ciao și de la Mihail, care s-a dus tocmai în Irlanda. De ce s-a dus până acolo? Să trimită o cafea pe buymeacoffee.com slash Da, domnule, ne-am calificat. Bravo, băieților! Vorba lui socră -mea. totuși să nu uităm că calificarea s-a jucat în Ungaria că dacă nu juca acolo cu Israelul, nu se știe ce apărea. Domnul Ciolacu n-a ratat momentul și a mers în cantonament să felicite personal băieții. Ei, la schimb, i-au dat o pufoică cu semnele naționale. Vedeți, o modest, domnul Ciolacu, mai mâncă un biscuite, mai merge acolo, îi mai dau o haină, să descurcă. Băieții, după meciul cu Elveția, s-au distrat pe manele. A venit, cine a venit? Hai că o știți. Cine a cântat? Manelistul ăsta. Da, Adi de la Vâlcea le-o dat dedicații, le-o cântat. Acum cine să vine? Tenorul să le cânte ne sunt dorma. Îi sperie. O manea mai așa să joace și să mai... Nu? Ca Bianca Drăgușanu care a zis Bianca Drăgușanu face 5.000 de euro și nici nu se coboară din pat. Păi dacă s-ar coborî din pat și s-ar urca pe masă, ar face 10.000 de euro. Nu, face 5.000 de euro pentru că are un apartament în Dubai. Și când nu stă acolo, îl închiriază. 5.000 de euro pe lună, mă, un apartament în Dubai. Și noi ne luăm ca proștii aici în Florești. Nu, în Florești nu e nici antold. Nu. În Dubai trebuie să ne orientăm, să facem cumpărături, să fii vecin cu Bianca Drăgușanu în Dubai. Să te văd câți bani mai ai. Banii se fac, nu i așa? Și ce să fac să duc pe o cafea. Vă salut, toate cele bune și weekend plăcut. Nu uitați să fiți mai buni, că e postul Crăciunului și asta ne învață o bere. Tu vor Christmas Blue. Sănătate!